În anul 1812, după pacea de la București dintre Imperiul Otoman și Imperiul Țarist, Basarabia este anexată, iar Chișinăul devine capitala acestei regiuni, cel mai important oraș din Basarabia de după anexare. Sigur, noua denumire oferită teritoriului Basarabia. Vom vorbi din punct de vedere istoric despre acest oraș, iar alături de mine, prin intermediul online-ului, în aceste momente, este domnul Sergiu Musteață, istoric. Bună dimineața, vă mulțumim mult că ați acceptat să fiți alături de noi. Bună dimineața tuturor și, bineînțeles, la mulți ani Chișinău. Am făcut această incursiune în istoria pentru a înțelege un punct de cotitură extrem de important pentru Chișinăul de mai târziu, pentru că a devenit brusc cel mai important oraș din această zonă și orașul pe care l-au dezvoltat pe parcursul următoarelor 200 de ani cei care au locuit aici. E bună introducerea dumneavoastră, deoarece, într-adevăr, această schimbare de ordin politico-militar și, într-un final, administrativ, a marcat rolul Chișinăului în această nouă regiune ocupată și introdusă în componența Imperiului Țarist, oferindu-i statut de capitală. Deci acest statut i-a facilitat urbanizarea rapidă și, bineînțeles, că extinderea lui ca suprafață și pondere administrativ-teritorială. Dar bineînțeles că Chișinăul are o istorie mai lungă, mai bogată, mai diversă și începuturile acestui spațiu sau zona respectivă a fost atractivă pentru comunitățile umane și chiar preistorice, deoarece are o poziție geografică destul de interesantă, având acces la resursele de apă, având acces la soluri fertile și, în contextul dat, colinile respective asigurau cumva și o protecție naturală. De aceea Chișinăul are o istorie și arheologie bogată, care încă mai trebuie cercetată bine și promovată. Domnule Musteață, parcă ați anticipat următoarea mea întrebare, pentru că cunoaștem probabil marea majoritate dintre noi din istoria că marea majoritatea orașelor erau construite pe malurile râurilor, astfel încât oamenii să aibă posibilitatea de a ajunge mai ușor la apă. Astfel, râul Bâc, de fapt, este cel care ar fi pur teoretic acum între ghilimele de vină pentru crearea inițială a târgului ulterior a Iarmarocului și a orașului Chișinău, din ce-mi dau seama. Este adevărat. Practic, fiecare localitate pe care o avem astăzi în Republică, dar în general în istoria omenirii, își are origine în apropierea unei surse de apă. Apa este izvorul vieții, este adevărat. Și Bâcu, cum era menționat în documentele medievale, a fost zona care probabil și-a și marcat așezarea sau care a influențat așezarea oamenilor în această zonă. Și cred că colinele, nu doar râul, dar și colinele, deoarece accesul la apă este important, însă și protecția, zona în care ei se puteau apăra. De aceea colina Mazărache cred că este nu în zadar considerată baștina sau zona în care, deci nucleul apariția Chișinăului, coborând în jos la izvoare, coborând în jos la râu, dar cred că sus a fost așezarea și acolo avem și urmele unui cimitir destul de vechi. Deci în contextul dat râul este important. Din păcate în secolul 20 și-a pierdut valoarea și rostul și acum trebuie să revenim din perspectiva ecologică pentru a reintegra râul în structura urbană și a-l redescoperi, proteja și beneficia de această sursă importantă pentru mediul urban. Da, vreau să vorbim de Chișinău din punct de vedere istoric, făcând referire la trei perioade. Perioada interbelică, perioada deja de după 45 și, desigur, de după independență. Cât de mult s-a schimbat Chișinău în cele trei perioade și cât de diferit este? Da, foarte bine remarcă, numai că ați scăpat altele două. Deci Chișinău, ca să înțeleagă și ceilalți, discutăm despre cele trei, dar mai sunt altele două, deci vorbim de Chișinăul medieval. Antic mai puțin, deoarece nu prea avem multe date, dar avem Chișinăul ca localitate, după care târg, apoi avem Chișinăul țarist, în perioada secolului al XIX-lea, și ceea ce spuneți dumneavoastră, Chișinăul interbelic, cel postbelic și recent, bineînțeles că sunt etapele de bază ale dezvoltării oracului. Ce s-a întâmplat în interbelic, noi în curând o să vă spunem mai multe detalii, acum suntem în proces de redactare al volumului 2 privind istoria Chișinăului, și anume perioada interbelică, și vom arăta foarte multe aspecte legate de perioada respectivă când Chișinăul a cunoscut un salt calitativ din toate perspectivele, în primul rând cultural-economic și apoi bineînțeles că vine etapa cealaltă post-belică, dar nu trebuie să sărim
peste câțiva ani de război care au marcat Chișinăul. Chișinăul, practic, a fost distrus două treimi, dacă nu mai mult, la finalul războiului. În primul rând, în 40, când s-au retras autoritățile sovietice, au aruncat în aer cele mai importante edificii administrative și economice din Chișinău. Iar apoi, în 44, la așa numită eliberare, au bombardat Chișinăul din greu. Deci peste 75% din fondul locativ al Chișinăului a fost distrus. Și asta înseamnă că după război a trebuit să fie reabilitat. Iar reabilitarea a fost în stil sovietic. Este adevărat, s-a curățit orașul, s-a lărgit străzile, unele clădiri au fost demolate și construite altele. Deci, practic, s-a produs schimbarea la față și s-a lăsat amprenta stilului sovietic, care deja era caracteristic multor orașe din Uniunea Sovietică. Perioada sovietică, sigur că este importantă și trebuie cercetată și noi vom avea un volum aparte anul viitor dedicat acestui episod din istoria urbană și vom arăta și despre, sau vom spune acolo mai multe lucruri legate de edificiile de cultură, educație, în special edificiile economice care au marcat viața orașului, diversitatea demografică a orașului și multe alte aspecte. După 91, bineînțeles că vine o perioadă, să zicem, a libertății, când oamenii au obținut ceea ce au râvnit, libertatea de a comunica, de a călători, dar din păcate s-a scăpat foarte mult în ceea ce înseamnă administrarea și păstrarea acestei moșteniri. Construcțiile care au apărut după 91 deseori au deteriorat imaginea, autenticitatea și integritatea orașului istoric în mod special. De aceea astăzi putem vorbi despre un oraș divers, din toate punctele de vedere, și această caracteristică vine din perioada medievală, deoarece de atunci putem observa că târgul era destul de divers din punct de vedere confecțional, respectiv cultural. Calitatea construcțiilor la fel era diferită, avem case mai sărăcăcioase în mare parte, dar apar construcții de la finele secolului 8 destul de reprezentative din piatră, coloane, terase, deci, și descoperirile arheologice de anul trecut au demonstrat acest element de arhitectură din secolul XVIII destul de important pentru Chișinău și să înțelegem că aristocrația își putea permite încă atunci să-și edifice clădiri de locuit destul de impresionante în stilul vest european. Deci astăzi chișinăuienii ar trebui să cunoască mai mult din istoria, cultura și să asume această identitate urbană, deoarece foarte mult contează apartenența și responsabilitatea locuirii noastre într-un oraș pentru ca să-l protejăm, pentru ca să-l cunoaștem și pentru ca să ne mândrim că suntem parte a acestuia. Sigur că da. Vă mulțumim mult că în această dimineață ați acceptat să fiți alături de noi. La mulți ani încă o dată orașului Chișinău. Istoria a fost deja scrisă, noi putem doar să o învățăm, să tragem concluzii, să învățăm lecții și să fim atenți cum scriem noi istoria în continuare aici în municipiul Chișinău și nu doar. O zi bună tuturor!